și tu like, subscribe. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou vlog. Astăzi am fost invitată în ospeție la doi prieteni foarte buni, Francesca și Răzvan, care sunt și frați gemeni. Și hai să vă prezint. Hai, veniți în coași. Ochelaș. Aceasta este Francesca, acesta este Răzvan. Nu, aceasta este Francesca, acesta este Răzvan. Bună! Salut! Salut! Apropo, era să uit, Francesca, ți-am adus un cadou. Cum tu ești așa fan la prezentare de mod, model, da? Eu vreau să mă vedeți, așa că eu dacă să mă mai aici. Francesca, eu ți-am adus o revistă în care trebuie să lipești cu stickere prezentare de modă. Aici toate fetele trebuie să lipești, aici colorezi cum vrei. Așa să ai multe ocupații. Mulțumesc! Și un penar. Oh my god! Seria aceasta modei. Mulțumesc! Să fac unboxing. Nu uitam de Răzvan. Dar vă rog să nu vă certați de la dânsa. O dată faci tu și o dată tu, bine? Ce? Poftim. Ce e asta? Deschide-o. O cană! Cană! Cană cu YouTube! Ce tare! Poftim. De când dorem așa ceva? Fain, nu vă certați. E ultima, că voi sunteți norocoși. Faci! Dar frumos! Drăguț! Să ceri! Preferata mea e asta. Da, mie asta, care îmi place. Sofia, în paric. Asta e bine, că e Sofia, numai Maria. Vreau să invităm la noi în cameră. Ura! Vreau să începem de la mine. Citați-vă, adică tu riebde, tu riebde, tu riebde, așa. La mine. Ok, gata, nu mă certați. Tragem cu banul. Dacă cade cu coranul, da Francească. Dar dacă cu 5 bani, apoi ia lui Răzvan. Dacă cu hai, manegea. 2, 3. Ce cazut, ce cazut? Ura! Nu! Băi, credeam că e Francească. De 3 ori. Asta e ultima oară. La cine ar pica, ce ai pică? Tot la mine și ultima. 3 ori! Să vedem. Ura! O căsătă treia! Yes! Păi dai, mai tragi o dată. Batem de aici la mână. Vezi ce mai faci? Tu pumnă. Pumnă. Hai, merg după mine. Ok, haide. Mi-mi place. Aici avem colecția noastră de diferite lucruri. Din carton, toate sunt făcute din carton. Parcă pare adevărat. Sunt pasionat de aceste construcții și foarte tare îmi plac. Asta este Casa Capitoles. Asta este Taj Mahalul, casa de opera și baleta. Da, Big Ben. Asta e Big Ben și asta e o barcă, asta e o barcă clasică. Și aici mai sus avem un tancul Titanic. Aici avem și mini Titanicul. Asta este un pod din Londra. Adică voi cumpărați piesele și... Da, cumpărăm cartonul și le facem. Una dintre primele a fost aceasta. Da, mă gândeam eu. Ok, hai la cameră, Francesca. Da, camera mea. Asta îmi pare că e al lui Răzvan, nu? Da, e al lui Răzvan. Ușoară. Ok, tot. Așa, aruntură. Da, camera mea. Wow! E roz, evident. Frate. Uite, cățeluș și pici. Roz. Aceasta e masa mea de lucru. Îți dai un cățeluș drăguț. Care l-am primit cadou. Arăt. Aici sunt cărțile mele. Asta o avem pentru școală ca un fel de concurs. Trei caiete ale mele și a lui Răzvan. Cu arici. Care îți place mai tare? Asta. Asta e din păpădie. Arată-le păpădie. Asta e cu cafeaua, nu știu. Asta e Răzvan, că el e cu mai mult cu zahărul, dar asta eu, că eu sunt cafeaua. E ca și scaun, trebuie să amini tot un... Ok. Patrice, aveam la noi și un arici adevărat. Merge? E viu, da. Aleargă. Repede. Foarte repede, că nici nu-l vezi, dacă așa, nu. Mașele de cursă. Aici este colecția mea de Fanny Green, momentan, dar trei cărți. Da? Cățelușii cei care stau în geantă. Ăsta? Da. Da, asta? Da, mai cățelușul ăsta e ursuleț. Se ursuleț. Ui, ce simpatic! Și ia uite ce mai am. Mință. Are două mâțe. Ia. Îmi pare că e adevărată, știi? Eu nu am pisică. O rog pe mama și pe tata mereu. Avem și corda. Și încă una mai am. Acestea două ne le-a adus tata din când a fost el în expediție. Poate preferă pe Francesca o cheamă. O cheamă Francesca. Da, asta Pablo. Da, asta e băiat. Dacă aș avea așa ceva, eu i-aș da bine de fată, că s-a întâmplat fată, așa că... Răzvan. Souveniruri din uite, Italia, un din... Uite, foarte scurs. Din Italia, din Turcia. Ia?
cu aur, adevărat. E foarte fragil. Asta l-am luat de la o fabrică când am fost în Turcia și în Italia și ne-a arătat cum se fac aceste. Da, și l-a suflat cu aur, ce tare, foarte scump era. Am și așa un glob din Italia, eu tot am așa, doar un glob. Aceasta este o bicicletă pentru păpuși și aici are o cutie de pizza și banii păpușilor. De unde e atâtea diplome? Aceste diplome, unele sunt de la concursuri și unele sunt de la unde a fost la modeling. Majoritatea concursurilor am primit trofeele acolo. Acolo este și o cupă de-a mea. Mi-e pare că pisica asta e fix ca asta. Fix așa. Asta e puiuțul. Ah, Patrice, ai văzut asta? Uite, asta e... Asta e bunielul, asta e bunica și asta e copilul. Copilul. Ai văzut? Asta e delfinașul meu, l-am pus la Francesca. Mm-hmm. Noi n-am spus că în această zi numai că la Francesca, am spus că hai să începem cu Francesca. Pe urmă ne ducem la Răzvan. Da, numai Francesca. Așa, iar aici am păpușilor. De când... Are și vampir. Hai picovor, hai picovor. Și aici tot mai stau câteva păpuși preferatele mele. Salon de frumusețe. Da. Cam așa arată. Oho. Și aici înăuntru este așa o oglindă aici și acest păpuș și o coafură. A, apropo. Am încă un LOL ceva, dar nu l-am deschis încă. Uite, asta e intrat mereu. Se nou-nouț. Da, e nou-nouț. Dacă apeși, nu știu, nu mă țin minte. Dacă apeși aici, o să sară cumva confeti. Pe butonul ăsta. Vezi? Aici? Hai deschide să vezi. Wow! Da, e un sticuță. Astea nu sunt bomboane, astea sunt confeti. Ia ta, ție ți-o dau. Ia ta. Cum? E de tot? Da. Toată viața. Pe toată viața. Ia stai, fii atent. Uite-te, uite-te. Care? Wow! Eu mi-mi plac confetele astea. Vreau să deschid asta. Hai, deschide. Oh, e fix ca ta. Da, fix ca mea, să avem amândouă la fel. Aveți, de exemplu, un LOL care schimbă culoarea la apă? Da, ăsta e înger. Și mai am încă ceva de la LOL-uri, dar nu știu sigur dacă am lăsat-o acolo. Asta-i? Aici sunt lorurile, le pui. Da, asta le-am. Acum pui toate lorurile. Trebuia să-ți vezi ochii când ai văzut. Hai să-i punem acum, vrei? Și aici. Arată-mi toate ce ai înăuntru. Deschide așa. Și aici. Așa pui diferite chestii de-a lor. Da, aici am eu toate unele pijamarele, băbușilor. Da. Mi-e plac lorurile. Uite, avem sirenă. Spate și mă duc să schimb asta. Asta se... Mulțești colecția. Pune aici beberoanele. Are o care mai frumoase. Și aici țin eu toată mâncarea ca un fel de frigider. Da, e de jeleu, dar nu se mănâncă că... Stricata. Da. Eu nu am putut să... Poți să dau două dacă... E un cort. El e mare, doar că pare că e micuț. El e mic, așa, dar... Dragă, îl desfaci. Dacă n-ai cort, ca să duci, de exemplu, un picnic afară, da? Da! Să-l iei pe ăsta în mașină și... În cape. Am vrut să-l luăm odată, dar e fost lent. La mine cortul ăsta mai trebuie un pic de ajutat. Acesta ghiozdan este cu BTS și are aici niște lanți. Lanțuri. Aici poți să pui un compartiment, aici am parfum. Că să mă parfumez la școală. La noi nu ne dau voi. Asta e un jumătan. Și anul de reale. Aici un cățel. Și mai am și niște gustările, dacă vrei. Și dacă. Da, atent că ele sunt stolate. Am primit cadou la școală de la un băiat. Te-ai îndrăgostit? Da. Nu, nu m-am îndrăgostit, da. Toate patru, dar să nu le pui deodată, te rog frumos, că ele sunt foarte mentolate. Da. Toate ce intră în cort. Și eu zic să faci unboxing la ghiozdanul meu din cort. Aici am penarul. Pui penarul. Eu am fix să... Wow, ia. Pixul jos deschide. Așa, aici am niște pixuri, pix verde, pixuri albastre, acesta nu mai scrie, acesta scrie și acesta tot. Aici am creioane simple. Oi, că asta e fain. Da, aici am un fel de carioca albă, nu știu, era scris în listă, și am luat-o. Perfect, reglă, asta Pikachu, da, nu știu ca să... Radier? Da, radier. La noi la școală ne dă exersare, să exersăm la matematică și la limba română. Exersare, nu? Tu în ce clasă ești? A patra. Asta e mapa mea pentru limba engleză. Cum îți fii să-l prezinti în engleză? Hello guys. Hello guys. Ia, eu știu un... Hello friend. În spaniol. Hello prieten. Spune. Hello friend. Cum? Buenos dias. Fac o bilă perfectă. Poți să-mi încarc telefonul și planșeta.
Avem și cu cabluri, dar cablurile nu sunt aici. Răzvan, aseară ai cântat tu, când cu cel în engleză. Pigurinel TV. Corect. Și am aici unele. Îmi pare că ești așa de marunțel. Apoi știu. Apoi eu o să... Ca mine. Știu. Eu o să scot un cântec nou în care atunci o să fac cum doresc eu. Bine perfectă. E surpriză, e surpriză. E perfectă. Da. Nu mai spune perfectă, știu. Da, stai un fel de plastelină. Gen. Facem partea a doua. Prima parte o să fie a lui Francesca. A doua parte este a lui Răzvan. Răzvan. Da. Deschide. Bună. Așa arată camera lui Răzvan. Chica, uitați, v-am zis că ce-am întreagă rascu aricel. Orice aricel. Asta-i tata, asta-i mama, ăsta-i fratele nostru mai mare, ăsta-i Francesca și ăsta-s eu. Hai, pinge-mă. Wow, foarte mult. Vezi, apropo, am o surpriză pentru tine.